Se taie ca în codru în toate pădurile din țară. Anual dispar milioane de copaci și plantăm câteva sute în loc. Unde în trecut erau păduri întinse, acum au rămas doar câțiva arbuști. Guvernanții au venit cu soluția salvatoare, au anunțat cu surle și trâmbițe programul. Prima împădurire s-a uscat chiar înainte de a înverzi. Ministerul Agriculturii le promitea celor care se înscriau în program serioase sume de bani în cazul în care plantau arbori pe suprafețe însemnate. Ceea ce părea începe bine a murit pe parcurs. Inițial, mii de români se arăta să reinteresează inițiativa guvernului, au mers la apia, au aflat ce trebuie să facă și părea că totul va merge ca la carte. Lucrurile însă au stat total opus. La nivel național, doar câteva sute de persoane au accesat programul. În Olt, situația este și mai tragică. În primă fază, doar două dosare au fost depuse pentru o suprafață totală de puțin peste 9 hectare. Cum în prima fază, programul a fost un eșec răsunător și banii au rămas. Cei din Ministerul Agriculturii au decis să organizeze o a doua sesiune pentru depunerea dosarelor. Rezultatul a fost însă același. Un singur dosar a fost depus pentru împădurirea a puțin peste 3 hectare. Cum bine știți, în 2017 au fost două sesiuni de depunere a cererilor. În sesiunea din primăvară am discutat, au fost două cereri care s-au soluționat, s-au verificat solicitanții urmând să înceapă, dacă nu cumva au și început plantarea puieților și să beneficieze de sumele de bani acordate de APIA Central. Cea de-a doua sesiune a avut termen de depunere 17 noiembrie. Am avut eu știu, persoane interesate, 4-5 persoane. Din păcate, spun eu, s-a finalizat doar o singură cerere, o cerere care include o suprafață de 3,6 hectare și este undeva în localitatea Scornicești. Bani mai sunt suficienți pentru finanțarea zeci de dosare, spun cei de la APIA. Programul va continua și anul acesta, însă ce folos dacă doritor nu prea sunt? De-a lungul anului trecut, opt olteni au mers să ceară informații despre programul Prima Împădurire. Au venit, au aflat și au plecat. De aplicat, au aplicat doar trei. La nivel de țară, din informațiile pe care le deținem, mai sunt încă bani disponibili și pentru cei interesați, bănuim că va mai exista încă o sesiune de depunere a cererilor. După părerea noastră, este o măsură bună și îi așteptăm pe fermierii care s-au interesat să-și continue demersurile pentru a depune cereri la APIA. Suprafața terenului propus pentru împădurire în cazul realizării de trupuri de pădure trebuie să fie de cel puțin un hectar, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,5 hectare. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard, este de 7 milioane de euro.